Noi schimbări privind vânzarea benzinei la pompă de la 1 ianuarie 2019. Furnizorii de carburanți vor comercializa de la anul benzină cu un conținut de biocarburant de minimum 8% în totalul volumului comercializat către consumatorii finali într-un an calendaristic. Prevederile se aplică carburanților utilizați pentru propulsia autovehiculelor rutiere, utilajelor mobile nerutiere, inclusiv a tractoarelor agricole și forestiere, navelor de navigație interioară și embarcațiunilor de agrement, atunci când nu se află pe mare. De asemenea, legea prevede că furnizorii de benzină sunt obligați să afișeze spre informare consumatorilor o etichetă într-o poziție vizibilă, de mărime adecvată, astfel încât caracterele etichetei să fie vizibile și ușor lizibile. Eticheta trebuie să conțină conținutul de biocarburanți, cifra octanică Research și existența aditivilor metalici, dacă este cazul. În cazul în care conținutul de etanol din benzină depășește valoarea de 5% în volum, pe etichetă se include și următorul text de avertizare. Atenție! Verificați compatibilitatea motorului autovehiculului dumneavoastră cu acest amestec de carburant. În cazul în care în cadrul tipului de amestec există aditivi metalici, se va include și următorul text de avertizare. Atenție! Amestecul de carburant conține aditivi metalici.